sfârșit am zis să mă acopăr eu. Am zis să ne acoperim, să facem dragoste. Mm-hmm. Și asta am înțeles. De aceea este acolo. De aceea încă o să ne adun pe eu pe asta cum îmi place. Dar dacă îmi dai un pupic. Un stibilor. Da, cu siguranță te rător pe un pupic. Un pupic, un stibilor. Hai, lasă-l așa la. Haide. Haide. Eu atâtea zile am mers pe ideea că tu, așa ce ți-am zis înainte și... Am tot ce mi-ai povestit? Nu. Asta? Asta ce? Încă de comportamentul tău față de mine, că nu ai chef așa de multe și acum dai mine că vrei să te sărut și asta. De unde sunt eu sigură că ai chef sau doar faci așa doar ca să mă bine dispui pe mine? Păi dacă... Nu știu ce-i cu întrebarea asta de 2 lei. Păi îți dorești tu că, vai dragă, nu mai m-ai sărutat de mult timp sau că te mai mulțărești pe aici ca să mă faci pe mine să mă bine dispun? Păi da, în primul rând vreau să te bine dispun. Așa, dar dorința ta păi nici nu există, de fapt. Și în al doilea rând îmi și doresc. No. Da, dacă nu ziceam lucrurile astea, nu-ți mai doreai până pe mâine. Du-te, măi, deci. Hai, măi. Ziceam până mâine. Uh-huh. Hai. Mm. Hai, ne sărutăm acum și mai sărutăm mai peste săptămână. Vrei? Să fac eu zile de acum acolo, că să ai motive să fii supărat. Da? Mhm. Uh-huh. Asta-i. Ce e, Tina? Tina? Ce? N-am pe lucru. Nu am nimic de pe la mine din ce ai zis. Da, este mare de lucru. Sunt sigur că stai pentru altă prostie, pentru altă dezamăgire. Ce? Da, sigur că o să mă aștept o altă dezamăgire. De sigur? Ce mă pot aștepta la orice. De ce mă faci să mă simți așa rău? Nu știu, dacă mă înșel, dacă îți pasă cu adevărat, cum o să-mi schimb ideea. Eu nu o să te fac să schimbi imediată, să ți-o schimbi tu. Păi de ce? Păi tu ești. Adică tu ești cel care a dat dovadă de prea multă iubire și mi s-a plecat mie cu atâta iubire. Păi ți s-a plecat, băi, mm-hmm. Sunt și eu bun și părăsios. Hai, lasă, eu supărările sunt. Că și eu am aminte că sunt supărat, dar asta nu înseamnă că nu-mi doresc să stau cât mai mult timp cu tine și să stau îmbrățișat. Da, eu tu nu mă înțelegi. E, nu te înțeleg. Lasă încolo, că mai înțelegătoare ca mine. Doar mami mă înțelegi. Mai fac așa în păr. Mă duc eu ca să la mămica. Ce vrei să știe? Poate învață Tinuța. Nu? Ce nu? Poate învață Tina. Ce să învăț? Două. Asta e pupic? Păi asta de 10 zile. De ce vizuva? De ce? Ce mi mai? De ce vizuva? Tina! Tina! Tina? Mm. Cum să zic? Tina sau Tina? Cum preferi? Cum vrei. Sau Gurița? Cum vrei. Sau Guri? Sau Iubita? Sau Dovlecel? Zi, preferi să zic Dovlecel? Cum vrei. Ți-ar place să zic Dovlecel? Pumpkin. Mm-hmm. Să-ți zic așa Dovlecelul meu? Îți place să nu zici după aceea cum îți place, te strig așa de acum? Hă? Cum vrei mai? Sau vrei să te strig pepenele meu roșu?
Zi. Pepene? Pepenele meu roșu, așa se zic de acum încolo. Păi mă zi, cum să zic, măi, gură? Cum vrei. Păi tu cum ți-ai dorit să zic? Niciun fel. Păi nu, zic cum să te stric, de exemplu, când te văd. Hă? Cum am făcut-o și până acum. Ghiuri? Ghiuri? Ghiuri, ți-a supără cioasă? Așa vrei? Hă? Buzice. Am un pupă, mă. Ce este rea? Nu, sunt rea și sunt foarte bine, doar că... Doar că ți-e zi. Am uitat așa plictisită. Da, ce mincinoasă, ai ce minți. Nu, serios. Bă, de ce ești tu așa o mincinoasă? Bă, de ce îmi vine acum? Uite ce-ți făceam ție, vezi? Mm-hmm. Mi-am făcut mie. Îți place? Așa, astea să dai pe buze, așa. Ce bătăi tot ce-aș da eu ție, bă, la vădurețul gol? Bine. Nu te mai bești. De ce ești rea, mă? De ce ești rea? De ce tu știi? Eu știu, mă, că știu. Ei, întreabă-mă și asta, vezi, să sunt, hai, întreabă-mă. Eu te întreb, te mă mai iubești? Hm? Tina? Lasă-mă acum, că sunt plin de nervi și nu am nimic să vorbesc. De ce nu vrei să zici? Zi, eu, uite, hai să jucăm adevăr sau provocare. Eu întreb primul, adevăr sau provocare? Știi ce? Faci o mare greșeală întotdeauna. Când vezi că nu am chiar de nimic, lasă-mă. Da, eu nu vreau să te lasă, că să te enervezi, să mai zici ceva, că pe aia îți pare rău și te calmezi. Mm. Crezi că nu știu? De zi. Adevăr sau provocare? Trebuie să spui adevăr sau provocare? Nu zic nimic. Repet încă o dată, trebuie să spui adevăr sau provocare? Nu zic nimic. Adevăr sau provocare? Zi doar adevăr sau provocare, zi. Nimic. Deci eu te întreb, adevăr sau provocare? Ce, nu zic nimic. Dar trebuie, n-ai decât două variante, nimic. Nu, trei variante ai. Adevăr, provocare sau un buburnac cât poți de tare în nas. Nici. Bun. Te întreb, adevăr sau provocare? Hai, Raymond, nu vreau nimic, lasă-mă. Fac. Deci, hey. Încă o dată, adevăr. Ți-am zis că nu vreau nimic, provocare. Încetează, gata că mă enervez. Asta și vreau, adevăr sau provocare sau buburnacu? Nu vreau nimic, am zis, lasă-mă, gata. Be. Da, hai să ne facem acum, că mâine o luăm de la capăt. Da. De ce nu-l suport pe Raymond? Nu, dar pur și simplu sunt plictisită să se întâmple toate lucrurile la fel. Adică? Adică, acum, știi cum se întâmplă? Îți reproșezi să facă anumite reproșuri, atunci ai bine pe moment, înțelegi, îmi dai dreptate în gândul tău, că nu o faci în realitate. Îmi dai dreptate și după aia încerci să mă, hai să mă lucru mai cu lugu-lugu, încerci să mă bine dispui și a doua zi o luăm de la început, iar câteva săptămâni. Iar vine tine și îți reproșează, iar așa și tot așa. E, înțelegi? Pe mine lucrurile astea, nu. Nu, dacă ai fi putut să fii măcar așa, în fiecare zi și în fiecare minut, aș mai fi zis și eu, băi, îmi dă atenție. Dar nu vreau să-mi dai atenție doar acum, pentru 5 minute, ca să mă bine dispui și după aia să o luăm de la capăt. Bine, vrei să las în plata ta? Spune-mi sincer, uite acum, uite eu începând din momentul ăsta. Nu vreau să mă las și plata mea, pur și simplu las că o să vină lucrurile de la sine. Da, pe asta și fac, nici nu-ți mai zic absolut nimic. Uite-te de acum să vezi. Da, unde mi-e vericheta? Nu știu. Păi nici de la nu-ți mai pasă. Păi te-ai jucat tu astăzi cu mâna mea și nu știu dacă mi-l-ai fi scos. Păi l-ai luat unde e? Nu, Tina, nu m-am atins de el. Păi și atunci unde e mai? Nu știu, Tina, nu m-am jucat. Ți se pare că m-am jucat cu mâna ta cât am stat în pat? Nu, în pat, în emisiune. Nu m-am atins de el. Nu. Tina, nu m-am atins de el. Păi te-ai jucat cu inelul meu. Tina, nu m-am atins de el. Mă joc în fiecare zi cu el, dar nu țin la un lot. Mă duc o țigară. Bucă-te asta.